Salutare, dragele mele! Alegerea grădiniței potrivite deseori aduce părinților multe bătăi de cap. Însă, cât grădinița de stat, atât și cea privată, are și avantaje și dezavantaje. Principiile care stau la baza alegerii sunt cel mai des resursele materiale de care dispun părinții și încrederea în programul educațional oferit în fiecare instituție în parte. Astăzi am invitat două mămici, copiii cărora frecventează grădinița, și să aflăm de ce și-au făcut alegerea asupra anumite instituții și care sunt avantajele acestora. Ce tip de grădiniță frecventează copilul dumneavoastră? Fata mea frecventează grădiniță de stat. Fetița mea merge la o grădiniță privată. De ce ați făcut această alegere și după ce criterii v-ați condus? În primul rând am optat pentru grădiniță de stat pentru că bugetul este mai micuț, da, plata lunară. În al doilea rând am optat pentru această grădiniță deoarece am vrut să fie în... să se integreze în societate, unde sunt mulți copii, ea din felul ei este timidă la mine și întotdeauna mai mămoasă, așa, mama, mama. Și când am zis că era momentul de decis la care grădiniță doar de stat, pentru că acolo sunt mulți copii și așa mai ușor îi va fi pe viitor, când va crește mare, să se integreze în societate. Părerea mea, fiindcă la cele private sunt doar câte 8 copii, 5 și mi se părea că acolo, dacă se mai îmbolnăvesc încă vreo 3, cu cine rămâne? Da, aici așa cum am fost noi crescuți cu mulți copii, așa și, pentru ea am hotărât că va fi bine. Și e bine. La momentul când trebuia de ales grădinița, era foarte important să fie atât alimentația corectă, cât și atitudinea educatorilor față de copil. Ea este mai specifică la caracter, respectiv era foarte important să nu o obișnuiască nimeni și să nu o supere. Criteriul de bază era, de fapt, reacția copilului la ceea ce vede în grădiniță. Noi am mers să vedem și grădiniță de stat, dar am mers împreună cu fetița. Atunci când am venit la grădinița privată, mi-a plăcut foarte mult anturajul, atitudinea, lecțiile și ocupațiile care se propun pentru copii, de aia am rămas la asta privată. Care sunt avantajele? Avantajele? Păi, în primul rând, că sunt mulți copii, da? În al doilea rând, eu cred că sunt ca și educația, da, cum am fost noi la grădiniță. Multe nu pot să spun, deoarece eu nu știu care sunt, cum este în grădiniță privată, ca să fac o comparație, da? Dar grădinița noastră este amplasată într-un loc foarte bun. Copiii nu ies la drum unde sunt mașini, este un loc verde, este foarte frumos amenajată. Directoarea noastră este o doamnă de fier, pot să spun, perseverentă, cu cerințe față de educatori. Educatorii sunt verificați în fiecare dimineață, ea vine, verifică, poate să dă întrebări la copii de genul când este ziua de naștere la părinții voștri și ei nu știu, de exemplu, deci educatorii, veniți în coadă, de ce nu știu, de ce este așa, exigentă. Și mie asta îmi place. În primul rând, deși asta ar părea un dezavantaj inițial, un regim mai relaxat, pentru noi asta este foarte comod. Într-al doilea rând este iarăși atitudinea educatorilor față de copii, numărul mic de copii în grupă, ceea ce permite atenție față de fiecare copil în parte și, nu în ultimul rând, bună dispoziție a copilului când venim să o luăm de acolo. Și dacă sunt dezavantaje, care ar fi? Din păcate, din experiența care o am cu ambii copii, nu am găsit dezavantaje în cazul grădinilor private. Din punctul meu de vedere, eu nu văd dezavantaje, deci, la grădinița noastră. Din cele spuse, sper că fiecare din voi și-a făcut concluzii. Dar să știți, ați făcut alegerea corectă în cazul în care copilul se îmbolnăvește rar sau chiar nu se îmbolnăvește deloc. Observați că micuțul se maturizează și este mai disciplinat. Vedeți că copilul a devenit mai sociabil și își face prieteni noi. Dacă zilnic observați la copii noi abilități și nu în ultimul rând, dacă observați că copilul așteaptă cu mare nerăbdare dimineața ca să meargă la grădiniță. Sper că v-au fost de folos sfaturile noastre. Vă doresc o săptămână cât mai frumoasă! Pa, pa! Tut tut tut.
tu, tu.